Un proiect abandonat de mai bine de 15 ani a fost finalizat. Este vorba despre una dintre cele mai aglomerate intersecții din capitală, modernizată la standarde europene. Intersecția de la Eroii Revoluției are acum benzi în plus pentru șoferi, spații verzi și un pasaj subteran pentru pietoni. Una dintre cele mai aglomerate zone din capitală, cea de la Eroii Revoluției, a fost complet refăcută. Această resistematizare a zonei a avut două componente extrem de importante. Una, în mod clar și cert, legată de infrastructură. De altfel, vedeți că deja în această intersecție circulația este ameliorată substanțial. Era o zonă de blocaj major, s-a intervenit pe toate străzile conexe. Proiectul de mare anvergură a fost finalizat în timp record, pentru că pe șantiere s-a lucrat zi și noapte. Vom amenaja benzi ulice așa cum am făcut și anii anteriori, vom introduce autobuzul școlar așa cum noi am avut în mandat și din păcate s-a oprit acest proiect. În sectoarele 1, 3 și 6 a funcționat cu succes autobuzul școlar. Dacă la suprafață deja se circulă mai ușor, de săptămâna viitoare va fi dat în folosință și pasajul subteran care face legătura cu stația de metrou. Ceea ce se întâmplă azi este încă un exemplu de așa da în administrația bucureșteană din toate punctele de vedere. Din punctul de vedere al mobilității urbane, al interconectării mijloacelor de transport, al ușurinței cu care astăzi un utilizator de transport în comun poate să folosească și tramvaiul și metroul în sectorul 4. Zona din sectorul 4 va fi redenumită Poarta Eroilor. Noi, veteranii de război, apreciem gesturile cum și acesta la care participăm, că nu suntem dați uitării. Ne bucurăm când vedem că cineva se mai interesează de soarta noastră. Intersecția de la Eroii Revoluției este una dintre cele mai aglomerate, pentru că preia traficul de la intrările în capitală dinspre DN4 Popeșle-Ordeni-Oltenița și DN5 Jilava-Giurgiu. Modernizarea sa reduce riscul de accidente în care sunt implicați pietonii, dar și aglomerația în trafic și implicit poluarea.